Spaniolii au Real Madrid-Barcelona, turcii trăiesc pentru Galatasaray-Fenerbahce, în Italia Inter-Milan întrece orice așteptare, Argentina arde când Boca se bate cu River, iar în Olanda Ajax-Feyenoord înseamnă oricând mai mult decât un simplu meci. De aproape 60 de ani, pentru români, nimic nu este mai important decât steaua Dinamo. Istoria ne spune că înainte de cel de-al doilea război mondial, fotbalul românesc și-a conturat cu greu rivalitățile. Abia aproape de 1930 au apărut echipele care au dominat, într-un fel sau altul, competițiile interne. Duelul București-Vestul Țării s-a imprimat bine în meciurile Venus-Ripensia, meciuri care au ținut capul de afiș în anii de dinaintea războiului. Dar nu a fost o dominație absolută, pentru că Juventusul din București, Clubul Atletic din Oradea, Rapidul sau Unirea Tricolor au răsturnat de multe ori ierarhiile. Statistica rece ne aruncă în istoria fotbalului din 1941 direct în 1946. În a doua ediție de campionat de după război, cea jucată în 47-48, ne întâlnim pentru prima dată cu cele două echipe care aveau să scrie o mare parte din istoria fotbalului românesc, Steaua și Dinamo. Odată cu apariția celor două echipe, Steaua și Dinamo, descoperim fotbal românesc bipolar. Dacă până atunci erau mai multe echipe mari, gen Ripensia, Rapid, Chinezu, Venus, derbiurile dintre ele fiind întotdeauna echilibrate, după sfârșitul anilor 40, începutul anilor 50, când echipele au fost înființate direct în prima ligă, și au început să atragă tot ce era mai bun pe piața fotbalului din acei ani ai stalinismului și mai târziu. Practic, fotbalul s-a bipolarizat, plusul și minusul fără să se identifice într-una dintre echipe, păreau să polarizeze energiile suporterilor și ale presei și ale tuturor celor implicați. Erau anii puterii politice de stânga, anii stalinismului agresiv în România. Cele două cluburi reprezentau, pe de o parte, Ministerul Apărării, Armata, pe de altă parte, Ministerul de Interne. Apogeul acestei rivalități a fost atins în anii 80. Au fost anii când un Steaua Dinamo sau un Dinamo Steaua împărțeau țara în două, din Baia Mare până la Constanța, din Arad până la Suceava, oamenii erau doar atât steliști sau dinamoviști. S-au făcut foarte multe discuții și lumea, nu știu dacă este dispusă să înțeleagă, să recunoască sau să accepte o astfel de realitate. Deci agresivitatea a venit după 82-83. Practic, perioada 81-84 a fost cea mai prolifică pentru Dinamo. De fapt, din 82-84, Dinamo a luat, dacă nu mă înșel, 3 campionate și 2 cupe. Practic, Steaua n-a luat absolut nimic. Este interesant însă că și lumea nu vrea să înțeleagă și să recunoască, de fapt, întreaga societate românească intrase într-un colaps. Era vorba de agresivitatea dictaturii care se impunea. La începutul anilor 80, Steaua nu se regăsea. Vechea generație cu Iordănescu, Dumitru, Sameș, Marcel Educanu se destrămase. Iordănescu plecase în Grecia, Dumitru la Timișoara, Sameș era spre final de carieră, regăsim pe la Rapid, Marcel Educanu părăsise România. Steaua încerca să-și facă o nouă trupă. Și au fost campionate în care folosea 40-50 de jucători, mulți dintre ei trăind și astăzi cu onoarea că au jucat câteva minute la Steaua într-un meci, au fost probați, n-au dat randament. Timp de vreo 3 ani, până în 83, discutăm de ezitări ale Stelei. Avem filmat un Dinamo Steaua în 1983, în primăvară. Ei, chiar dacă Steaua în acei ani bâșbuia în campionat, ea se clasează undeva în zona locurilor 5-6 timp de 3 ani, meciurile cu Dinamo erau aprinse. De multe ori, deși Dinamo era în luptă pentru titlu, a fost întotdeauna în luptă pentru titlu, la începutul anilor 80, de două ori l-a pierdut în fața Craiovei, de trei ori l-a câștigat, ultima dată chiar în fața Stelei, Steaua încurca Dinamo și avem un 1-1 pe Dinamo, cu scor deschis de Alexandru Nicolae pentru Dinamo și cu egalare cu un șut
de mare frumusețe a lui Fane Iovan, situație în care Dinamo putea pierde campionatul în dauna Craiovei. În acel an Craiova a avut grijă la niște meciuri în deplasare să fie învinsă de niște echipe mici și Dinamo a devenit campioană. Erau ani în care se umbla la vedere cu fapte pentru care astăzi ar interveni DNA-ul. Lovitură de colț, Dinamo. Executant, Orac. Excelentă lovitura de cap a lui Voietuș, dar și intervenția lui Nițu, care trimite în corner. Lovitură de colț, din nou Dinamo. De data aceasta, Iordache a executat. Situație mare. Gol marcat de Nicolae în minutul 6 al reprizei secunde, după ce Nițu respinsese în prima fază. Dinamo Steaua 1-0 în minutul 6 a reprizei secunde, corner execută Iordache. Băietuș până la Orac. Mobilă. O mare ratare aici pe Dinamo prin Augustin. Gustov. Mulțescu. Degajare Belodević. Câmpeanu, pasă directă spre Balint, urmărit de celălalt număr 10 din formația de numită Gustov. Balint în cursă. Respingere Moraru. Cicșut. Gol Iovan. Dinamo Steaua 1-1. Dinamo avea să câștige titlul la finalul acelui campionat, un titlu care avea să o ducă spre cea mai bună performanță internațională din istorie, semifinala Cupei Campionilor Europeni. Un an mai târziu, finalul de sezon a fost dramatic, Dinamo și Steaua au mers cap la cap și în campionat și în cupă. Erau două meciuri la final, unul de cupă și unul de campionat. Cine câștiga ambele meciuri, câștiga ambele trofei. Și a existat un moment, chiar am intrat să ne... unic, cred, în istoria întâlnirilor de Dinamo și Steaua,
care probabil simțind agresivitatea care era din partea Stelei, care nu mai câștigase nimic de câteva timp, și apoi era Ilie Ceaușescu, care era șeful echipei, fratele conducătorului suprem, pe partea cealaltă postelnicul cu Moșteanu la Dinamo, și cei de la Dinamo, poate securitatea cum era, a simțit că e un moment delicat și chiar au propus să câștigăm noi în campionat, să câștige ei în cupă. Conducerea Stelei a refuzat și a câștigat în ambele partide. Avea în toamna respectivă, am aflat că după câteva zile, Homoșteanu și Ceaușescu au fost chemați la Ceaușescu, Homoșteanu și Postelnicu au fost chemați la Nicolae Ceaușescu. Înăuntru se afla ministrul Olteanu și Ilie Ceaușescu, care erau conducătorii Stelei. A fost o discuție destul de aprigă, declanșată de cei de la Steaua, în sensul că vor să distrugă, cei de la Dinamo vor să distrugă Steaua și că au vrut să le ia pe toate trofeile și așa mai departe. Ceaușescu realmente s-a dat la Postelnicul, i-a spus că dumneavoastră, eu credeam că dumneavoastră te ocupi mai mult de securitate și de asta nu de fotbal și trebuie să nu mai ai nicio mult cu fotbal, pentru că eu am înființat Steaua și este echipa mea favorită. Și a reușit cât de cât să încerce o formă de pace, aș spune eu, romană, în sensul care a sugerat celor două echipe să se înțeleagă, să facă două echipe puternice, care să joace în Europa, să fie un simbol, un sistem de propagandă fotbalistică pentru țară, în contextul în care exista România atunci și care își pierduse destul de mult în credibilitate, era spre apus Dragoș Ceaușescu. Și, practic, să încerce din acest punct de vedere să nu se mai omoare la nivelul intern și să încerce să facă două echipe puternice care să joace în competițiile europene, ceea ce s-a și realizat. În vara lui 83 la Steaua este adus Emery Chenei, sunt făcute mai multe transferuri, gen Lăcătuș, Ștefan Petcu, Câmpeanu 2 de la Cluj, Pițurcă de la Scornicești, Pușcaș de la Oradea, Ducadam de la UTA. Transferuri reușite, transferuri care duc Steaua în lupta pentru titlu. După 4 ani de pauză, Steaua trage la titlu și la cupă. E umăr la umăr cu Dinamo, Dinamo fiind în acel an în cupele europene cu Hamburg, Liverpool și așa mai departe, își amână o serie de meciuri de campionat. Pe vremea aia, interesul național prima și se amâna orice meci. Meciul de campionat restanță se joacă după terminarea tuturor etapelor, e 1-1, rezultat suficient ca Dinamo cu victorii în câteva restanțe să câștige campionatul, iar finala de cupă din mai 84, înaintea participării României la campionatul european din Franța, disputată pe stadionul 23 august cu 75-80.000 de spectatori, devine un meci memorabil. După 1-0 pentru Steaua prin golul Lăcătuș, primul an al lui Lăcătuș la Steaua, primul din mulți ani, 10 titluri de campion cu Steaua pentru Lăcătuș, Dinamo revine spectaculos, marchează Custov și Orac și pentru prima dată după câțiva ani, Dinamo reușește eventul, însă un event obținut la distanță de 4 zile. Întâi meciul de campionat și apoi meciul de cupă. Pe teren se observă marcajul de rugby, linia de 22 de la rugby. Cu câteva zile mai devreme, atunci avusese loc o partidă cu Scoția, un amical cu Scoția, câștigat de România. Erau ani în care, iată, România bătea o echipă din turneul celor 6 națiuni, iar marcajul de rugby se ițește pe sub marcajul de fotbal, ceva mai șters. La final, Dinamo primește cupa și se observă o scandare care astăzi ar fi trecută drept o mare naivitate, se scandează cinstelor, cinste campionilor. Iar galeria celeilalte echipe, în general Dinamo se așeza la tribuna a doua pe 23 august, undeva în dreapta tribunei întâi, galeria celeilalte echipe, galeria Stelei, îi aplaudă pe câștigătorii trofeului. Gesturi care astăzi mi se par de-a dreptul neverosimile.
În acea vară, Steaua a încercat să schimbe strategia. Supremația dinamovistă dura prea mult. Cele două mari rivale au început în forță sezonul 1984-1985. Până în etapa 12-a, nici Steaua și nici Dinamo nu pierduseră vreun meci în campionat. Chiar și așa, în Ghencea situația nu era foarte clară, pentru că Steaua îl schimbase pe Florin Halagian cu Emeric Ienei. Vin Bumbescu, Ilie Bărbulescu, se renunță la Fane Petcu. Practic, în câteva etape se cristalizează acea echipă care avea să meargă aproape până la Sevilla. Din motive încă neelucidate, după eliminarea cu AS Roma din Cupa Cupelor, Halagian, în urma unui meci egal la Târgu Mureș cu ASA, care în mod normal trebuia să fie victorie pentru că ASA era club militar și de se subordona aceluiași minister, Halagian este înlăturat și este readus la echipa emerichenei, care între timp era la centru militar Oradea, ofițer. Emerichenei nici nu știe că urmează să fie adus, el juca tablă cu șoferul, era îmbrăcat militar și era într-o după-amiază ceva mai liber la centru militar, acolo unde se făceau încorporările. Erau chemați civilii care urmau să devină soldați pentru o perioadă de. Este chemat la telefon și îi se spune să vină de urgență la București să preia încă o dată Steaua. Tot în acel 84 găsim un meci, un 2-1 pentru Dinamo, după ce Steaua condusese cu 1-0, cu eliminarea lui Tudorel Stoica, un stadion plin, un frig, un octombrie, noiembrie, undeva 84. Prima înfrângere în campionat pentru Steaua. Cu toate astea, Steaua avea să câștige titlul. Dinamo avea să termine însă turul neînvinsă. Mașaru, dribling al lui Mașaru și lovitură liberă pentru Steaua din zona centrală a terenului. Bărbulescu. Pas înainte pentru apărătorii de la Dinamo și Radu Doi rămâne în poziție de offside. Și din nou Bărbulescu. Majaru. Preluare greșită a lui Bărbulescu și recuperează. Radu Doi! Da, la această fază se pare că Radu Doi s-a accidentat. Este chemat medicul echipei Steaua să intervină. Radu Doi, un vârf, deși de înălțime mică, el are doar 1,74 m, a reușit în această partidă să creeze destule probleme apărării, masive apărări a echipei Dinamo, care aș aminti că Ion Nicolae are 1,83 m, Ion Marin, Alexandru Nicolae are 1,83 m, Ion Marin are 1,80 m și totuși Radu Doi a reușit nu numai în fazele în care balonul l-a primit la picior, ca să zic, dar a avut intervenții spectaculoase și în jocul aerian, în jocul cu capul. Majaru, Stoica, Pițurcă, iată-l pe Radu Doi, din nou în luptă pentru balon, nu reușește să-l protejeze, l-au respins apărătorii de la Dinamo, nu este nimic, am căzut pentru o clipă că a părăsit mingea terenul. Majaru, dar Majaru a ieșit, apreciază arbitrul Iordin, n-a ieșit cu mingea în afara terenului de joc și în aceste condiții
a dictat reluare din colțul careului mic. Lăcătuș venit pe aripa stângă, reușește să treacă de Pițurcă este, reușește să treacă de Nicolae, pasă spre Majaru, dribling al lui Majaru, neinspirat și este deposedat de balon. Rednic pleacă într-o cursă pe aripa dreaptă, reușește în cele din urmă Iovan să-l deposedeze de Mice. Dacă în prima repriză Rednic, autorul cursei de mai înainte, a acționat tactic ca mai toate partidele susținute de Dinamo, în rol de Jolly Joker, cum se spune, în toate zonele terenului, acolo unde este nevoie. În repriza a doua, Rednic a rămas totuși fixat pe linia de fund, incursiunile lui spre poarta adversă sunt din ce în ce mai rare. Nemai vorbind de venirile din spate ale lui Stoica și Majaru, proaspăt intrat în repriza a doua. O nouă schimbare la Dinamo, a ieșit Stănescu. Și a intrat Vlad. Stănescu l-am văzut și căpăta, el a făcut o partidă foarte bună astăzi, a avut adversar foarte valoros în persoana lui Lăcătuș. Pasa lui Iofan, rămân steliști în preajma careului advers. Eduard, centrare, Stoica se afla acolo, respinge Rednic, încearcă Mulțescu să ajungă pe lângă, nu reușește și out în favoarea echipei Steaua. Din nou în careul dinamovist, a respins cu pumnii de această dată Moraru, care în intervenția sa a fost jenat de Iovan, venit tocmai în careul advers la aceste repetate centrări de pe partea dreaptă, efectuate fie de Bărbulescu, fie de Petcu. Orac îl are în față pe Mulțescu, ar fi putut la un moment dat să-i paseze lui Mulțescu, nu a făcut-o. În aceste condiții s-a apropiat de el Iovan, care l-a deposedat cu prețul unui fault. Dinamoviștii, desigur, nu mai forțează, ei conduc cu 2-1 pe tabela de marcaj. Să vă reamintim autorii golurilor, Andone, minutul 34 și Dragnea, minutul 42, noi am văzut autogol Bumbescu, iar pentru Steaua a înscris Petcu în minutul 27. Majaru avea 2-3 posibilități de a pasa, a preferat driblingul, a obținut o lovitură liberă, balonul a ajuns la Pițurcă și el tot pe o soluție individuală caută la acest nou atac al Stelei și în acest moment se fluieră sfârșitul partidei. Dinamo așadar, după 12 etape, rămâne neînvinsă. Din păcate, eu n-am încetat să fiu în primăvara următoare, 80, și să mai fiu antrenor, și în meciul care s-a jucat, după aceea Steaua practic a surclasat Dinamo, ce mai era, și e un moment delicat. Cred că a fost și o cedare din partea lui Dinamo, ca să treacă decât o satisfacție în sezonul ăla, să câștige și Steaua ceva, după 3 sau 4 ani în care Dinamo câștigase aproape totul.
În retur, Steaua avea să scoată o remiză albă în Ștefan cel Mare, suficient ca echipa din Ghencea să termine campionatul pe primul loc cu 2 puncte mai mult decât Dinamo. De aici, roșii albaștri aveau să pornească spre cea mai mare performanță din istoria clubului, triumful din Cupa Campionilor Europeni ediția 85-86. La 2 săptămâni după succesul de la Sevilla, Steaua pierdea meciul de campionat din Ștefan cel Mare. Scena s-a repetat și o lună mai târziu, în finala Cupei României, Dinamo și Steaua se întâlneau pentru a treia oară în acel sezon. Să notăm că este ultimul meci al lui Ducadam în poarta Stărei, în acea vară, în 86, intervenind acele probleme care l-au trimis să nu mai joace fotbal, iar Dinamo își concretizează victoria prin golul lui Damaschin. Arbitrează acel meci Radu Petrescu, brașoveanul care avea să arbitreze de 3 ori la rând finala Cupei României între cele două echipe în 86, 87, 88. Iată și acum Gâlioni. Schimbarea lui Lăcătuș, plângică pentru Balint, este Moraru. Balint în fața sa. 10 metri. Acordată de arbitru Radu Petrescu. În minutul 27 al primei reprize. Aveți revoarea acestei faze cu Balint și Moraru, care i-a ieșit în întâmpinare. Până la executarea loviturii de la 11 metri, dictată de arbitrul brașovean Radu Petrescu, să vă spun cum s-au calificat cele două echipe. Steaua, voi începe cu Steaua, actuala deținătoare de altfel a cupei, în 16-im, 8-1 cu Minerul Băiuț din divizia C, apoi 4-2 cu Rapid, 5-1 cu Progresul, cu Progresul București în sferturi de finală, meci disputat pe stadionul 23 august, la fel de plin, sau poate mai plin ca astăzi, atunci, Steaua fiind o proaspătă câștigătoare a Cupei Campionilor Europei. Și, în fine, în semifinale, 2-1 cu Jiul Petroșani, meci disputat la Petroșani, o victorie destul de dificilă a Stelei, care s-a văzut condusă până în minutul 80 al acelei partide. Dar, despre Dinamo puțin mai târziu, să urmărim această lovitură de la 11 metri pe care o execută în minutul 29 Majaru. Bară! Apoi respinge Varga în aparatul în bară această lovitură de la 11 metri. Rednic, acum Andone. Rednic peste cap, dar respinge Bumbescu. Până la Balint. Preluarea lui Balint cu mâna decide arbitrul Petrescu. Și vă eram dator cu meciurile de calificare ale echipei Dinamo până în această fază, în finala Cupei României. Mai întâi 2-0 cu Clubul Sportiv Târgoviște, echipă din divizia B, apoi 3-1 cu Universitatea Cluj-Napoca. Țurcă Balint, trecând foarte frumos de Dragnea. Dacă pe Balint sprintând, îl deschide pe Lăcătuș, pe partea dreaptă, centrarea lui Lăcătuș, Balint din nou! Tandone, respins Iovan. Acum Balint, iată sprintul felistului și pasă pentru Lăcătuș, contraatac al Stelei. Foarte tăios, așa cum ne-au obișnuit jucătorii steliști, caută un coechipier, vine Beloni și trage puternic.
Balon interceptat de Dinamo Vișne. Mingea fuge, terenul este ud, deja iarba este udă, mult mai greu de controlat în aceste momente mingea. Șut al lui Varga, balonul îl lovește, vă spuneam chiar despre greu de controlat, este și mai greu pentru portar și... Gol acum, stimați telespectatori, gol marcat de Damaschin, 1-0 pentru Dinamo. Din pieptul lui Luca Dan și acum din centrarea lui Varga, am impresia, Damaschin a izbutit să-i introducă. După ce pierde de două ori în fața lui Dinamo, Steaua aproape că nu mai are probleme în competiția internă. Anul următor e unul în care, măcar în tur, Dinamo își caută vadul fără să-l găsească. Are loc celebra eliminare cu 17 nentori Tirana din cupele europene. Steaua se detașează în meciul direct din campionat, arbitrat de Ion Crăciunescu. Se impune lejer cu 3-0 în fața lui Dinamo, cu două goluri pițurcă și cu încă o jumătate de gol pițurcă, atingând mingea pe linia porții, mingea trimisă de Bumbescu. Steaua se pregătea pentru finala intercontinentală cu River Plate din Japonia, iar Dinamo era o echipă care se căuta în campionat.
În primăvară, în Ștefan cel Mare, Steaua s-a mulțumit cu o remiză. Roșalbaștrii aveau să câștige campionatul la o distanță mare, 15 puncte în fața marii rivale. Pe 28 iunie 1987, cele două echipe aveau să se întâlnească din nou în finala Cupei României. Cele două echipe se regăsesc în finala Cupei pe 23 august. Să spunem ca o paranteză că de prin 85-6, meciurile de campionat nu se mai disputau pe 23 august. Se renunțase la cuplajele care erau încununate de derbiurile Steaua-Dinamo, în deschidere fiind fie un Rapid Sportul, fie un Sportul Progresul, fie un Rapid Progresul, după cum cădea țintarul. După 85, ultimul cuplaj îl găsim în primăvara lui 85, echipele evoluează pe arenele proprii, sigur, nu atât de încăpătoare, dar arhi pline, nimeni nu mai vrea să cedeze calitatea de teren propriu. Steaua se simte bine în Ghencea, Dinamo se simte bine pe terenul ei, doar finalele de cupă merg la stadionul 23 august, atât cât au mers și ele, pentru că vom regăsi o finală a cupei în 89 desfășurată la Brașov. La un pas de gol, Majaru. Să notăm deci minutul 4. Și un nou foul al lui Andone. Interesant de urmărit acest duel între Cămătaru și Iovan. Hagi. Făcut sandwich între doi adversari și lovitură liberă pentru Steaua. Foarte bună intercepția lui Jercălău. Și pătrundere Hagi. Excelent apără Moraru. Pericol foarte mare la poarta dinamovistă. Steaua parcă a legat ceva mai bine fazele de atac în acest început de repriză. Iată, am intrat în minutul 14. Din nou Hagi, dar acolo nu era nici cu echipier, Lăcătuș era mult mai departe. Până la Jercălău, centrarea acestuia spre Cămătaru și la un pas de autogol. Acum Steaua în atac prin Hagi, care a reușit să treacă de Varga, centrează și Jercălău acordă corner. Contraatac dinamovist, 3 contra 2, Rednic pasează spre Damaschin, Cămătaru undeva izolat pe partea stângă, mingea din nou la Rednic, centrarea acestuia și din urmă Mateuț rezolvă Cireașe trimițând în corner. Iată-l pe Lăcătuș acum în atac, a reușit să treacă de Varga și Rednic. În extremis a încercat să respingă șut din volea lui Hagi. Foarte frumoasă fază. Și gol! Pelănii reușește să deschidă scorul. În urma unor greșeli ale apărării dinamoviste, 1-0 pentru Steaua, minutul 26 al partidei. Steaua reușește să deschidă scorul în finala Cupei României prin Bălăni. În minutul 25, iată faza. 0 pentru Steaua, înscrie Ladislau Bălăni. Bălăni din apropiere reușește să-l învingă pe Moraru după ce dinamoviștii greșiseră în lanț la această fază. Meciul capătă tot mai multă consistență, place, sunt faze frumoase de o parte și de alta. Stângaciu se înalță peste toată apărarea și reușește să culeagă de sus acest balon. Acum Hagi,
în luptă cu Varga, preferă această pasă înapoi până la Cireașă. Iovan, Belodedic, Rotariu, pasă lungă a lui Rotariu spre Lăcătuș, dar acesta în offside. Nu, Rotariu a fost. Și rămâne în continuare la balon. Acum Hagi. Pasă cu călcâiul până la Rotariu. Intervenție Lupu, care trimite în aut. Înalt spre Cămătaru, preluare pe piept, pasă înapoi. Șut Mateuț pe lângă poarta lui Stângaciu, dar mingea fusese atinsă înainte. Acum se pregătește să execute Nicolae, scurt până la Mateuț, pasă dintr-o bucată și la un pas în fața golului, red din faza încă nu s-a răcit. Dinamoviștii reclamă Enț, faza continuă. Movilă mai rapid decât Piciurcă, trimite propriul lui portar. Și acum Moraru degajează foarte lung spre Cămătaru. Care joacă fundaș stânga, Bărbulescu a trecut pe partea dreaptă în locul lui Cireașă. Pițurcă spre Majaru, acesta până la Lăcătuș. Pasă foarte bună a lui Lăcătuș spre Rotariu, care pătrunde și iese Moraru și respinge. Pasă foarte frumoasă, foarte rapidă, reușită de jucătorii Stelei, poate o revedem. Iată, foarte bine servit Rotariu, pătrunde în careu, Moraru iese și cu piciorul respinge. Faultat Cămătaru, lovitură liberă în favoarea dinamoviștilor. Mateuț, din nou Jercălău, pasă foarte bună și Weizenbacher trimite în corner. Ciuta lui Lupu de la distanță, prin surprindere, dar pe lângă poarta apărată de Stângaciu. Din nou Rednic, mingea a circulat în sens invers. Varga, Lupu în offside. Orac. Foarte bine angajat Orac, foarte bine l-a angajat pe Cămătaru, dar șutul acestuia trece puțin pe lângă bara din dreapta. Un pas, 2-3, șut și Stângaciu apără cu 2 minute înainte de încheierea partidei. Dinamo a avut posibilitatea să egaleze prin Orac, dar Stângaciu foarte atent a intuit traiectoria balonului și a reușit să apere. Și cartonaș roșu arătat lui Andone pentru faul la Balin fără balon. Păcat că nervii cedează în asemenea momente, ar trebui ca jucătorii ambelor echipe să privească cu mai mult fair play această finală, acest joc, pentru a nu se ajunge la asemenea faze nedorite. Pătrunderea lui Hagi în careu, șut și pe lângă bară. Faze foarte frumoase, iată de o parte și de alta. Și în acest moment, partida se încheie cu scorul de 1-0 pentru Steaua. Gol marcat în minutul 26 de Beloni. Steaua este câștigătoarea acestei ediții a Cupei României. Iată că după ce au învins în campionat, jucătorii Stelei realizează eventul, cucerind și cupa. Este meciul în care putem vorbi de încheierea carierei lui Costel Orac la Dinamo, în urmând să meargă la Victoria pentru încheierea carierei, pentru finalul carierei și apoi în campionatul Norvegiei.
Steaua și Dinamo dominau de acum clar fotbalul românesc. Vremurile când Universitatea Craiova, Argeșul și chiar Sportul Studențesc aveau un cuvânt de spus dispăruseră. Cele două mari rivale preferau mai tot timpul să-și amâne întâlnirile directe, în special din cauza programului european încărcat. Așa s-a întâmplat și în toamna anului 1987, când meciul de pe Dinamo s-a jucat la începutul lui decembrie.